Destrămoarea USL a iscat o avalanșă de zvonuri privind schimbările de la vârful instituțiilor băcăoane, urmare a ieșirii liberalilor de la guvernare. Schimbările ar viza demnitarii cei mai înalți, precum și directori din toate domeniile de activitate. Miercuri se vorbea deja despre iminenta schimbare a prefectului liberal Claudiu Șerban. Acesta însă a fost evaziv și a spus că nu a auzit nimic despre așa ceva. Înlocuitorul acestuia ar putea fi subprefectul Dorian Pocovnicu de la PSD, dar nici acesta nu a furnizat mai multe amănunte. Un alt post vizat de schimbări ar putea fi cel atribuit liberalilor în conducerea Consiliului Județean, ocupat acum de Claudiu Constantin Năstasă. Postul său ar putea fi preluat de Maricica Coșa de la Partidul Conservator, care a mai fost vicepreședinte a Consiliului Județean. De menționat însă că președintele PNL, Crin Antonescu, a dat liber oricăror alianțe în teritoriu. În Bacău, socialdemocratul Dragoș Bena, președinte al Consiliului Județean și lider al județenei PSD, și Romeo Stavarache, primar al Bacăului și lider al județenei PNL, par să se înțeleagă foarte bine. Chiar dacă au existat fricțiuni între partea liberală și Viorel Hrebenciuc, liderul spiritual al socialdemocraților, Bena și Stavarache au încheiat și un parteneriat de colaborare prin care instituțiile pe care le conduc doresc să participe cu mai multă forță la modernizarea aeroportului Bacău, modernizarea secției de cobaltoterapie, realizarea centrului regional SMURD și a sălii polivalente. După cum ați văzut, ieri alianța formată acum 3 ani de zile, 3 ani și 3 săptămâni, în 5 februarie 2011, și-a încheiat activitatea. Acest protocol a fost rupt și vă pot spune că în acest moment această alianță s-a încheiat datorită faptului că Partidul Social Democrat nu a respectat în primul rând prevederile acestui protocol și apoi programul de guvernare. Ținând cont de acest lucru, după cum știți, în ședința delegației permanente a Partidului Național Liberal de ieri, participanții la această delegație au votat într-o majoritate covârșitoare, 185 de voturi pentru din 195, au votat pentru retragerea membrilor noștri din guvern, membrilor PNL din guvern, miniștrilor peneliști și, bineînțeles, trecerea în opoziție. La nivel local, delegația permanentă a votat să lase liber organizațiilor locale să facă alianțe cu oricare partid politic pe plan local. La Bacău, vă pot spune că practic, deși există această alianță în Consiliul Județean, eu vă pot spune că alegerea de a rămâne sau nu în această formulă, eu cred că trebuie discutată și mai mult de atât, este doar o opțiune și ține de proiectele pe care noi avem le avem în derulare și dorim să le finalizăm. Dar și așa, eu personal vă pot spune că noi nu ne ținem de niciun post și putem pleca de pe toate funcțiile pe care sunt la ora actuală membri ai Partidului Național Liberal. Așadar, nu are nicio legătură o funcție politică cu proiectele care urmează să le derulăm împreună cele două administrații publice locale, administrația județeană și administrația locală. Cât privește Consiliul Local, aici este simplu, proiectele sunt în totalitate asumate de Partidul Național Liberal prin majoritatea simplă pe care o avem în Consiliul Local Bacău. Proiectele privind aeroportul, deci secția de cobaltoterapie, după toate cum știți, cel puțin de când sunt eu primar, am pus pe primul plan administrația și apoi proiectele politice. Proiectele administrației publice locale trebuie să continue pentru că cetățenii ne-au votat ca noi să ducem la bun sfârșit aceste proiecte pe care ni le-am propus atunci când am candidat. Când v-a așteptat să fie retras de pe funcție sau mă schimbat de pe funcție domnul prefect? Sau așteptat sau nu? Deci eu vă pot spune că decizia pe care o va lua Partidul Social Democrat este o decizie unilaterală și practic pe noi nu ne atinge și vă spun mai mult decât atât, cred că este cazul să putem vedea foarte clar, încă o dată dacă mai era nevoie, că Partidul Social Democrat
în general și cel puțin s-a văzut în ultimii 20 de ani de câte ori a fost la putere, are un singur obiectiv. Acela de a rezolva puncte, de a rezolva programe punctuale și pentru proprii lor membri de partid. Schimbări importante se pot opera și în instituțiile publice unde directorii au fost numiți în funcții politic. Primarul Romeo Stavarache a declarat că eventualele schimbări nu vor afecta cu nimic Partidul Național Liberal pe plan local, câtă vreme alianța din Consiliul Județean va duce la bun sfârșit proiectele administrative demarate deja.